Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la raport. Discutăm despre ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în acest sector. Mai devreme ne-am auzit cu domnul director general Florin Barbu de la ANIF. O să continuăm discuția cu dumnealui pentru că o întrebare pentru domnia sa are și domnul Anghel. Domnul Barbu, ne auzim, da? Da, sigur. Da. Bun, uitați, domnul Anghel de la Independența din Călăraș dorește să vă adreseze o întrebare. Comuna Independența este vecină cu comuna Vlad Țepeș. Se reabilitează stația de la Vlad Țepeș. Stația de la Vlad Țepeș pompează pe două ceauri. Cel care este de la Vlad Țepeș până la Ștefan Vodă și celălalt de la Dragoș Vodă spre Dragalina. Întrebarea mea este pentru că, spre surprinderea mea, să vă spun și dumneavoastră, se lucrează foarte alert acolo. Adică se lucrează pe acest cea foarte mult. Deja au început să toarnă și beton. Întrebarea este ca orizont de timp. Când va fi apă pe acest cea? El fiind alimentat din 3-8-8, cred că știți mai bine decât mine lucrul ăsta. Deci vorbim de stația Vlad Țepeș aici? Da, vorbim de stația Vlad Țepeș. Stația Vlad Țepeș și alimentează aceste două ceauri. Ceauri de la Vlad Țepeș și care merge către Ștefan Vodă și brăzdează și terenul nostru și celălalt este, dar pe acesta unde suntem noi și avem terenurile, se lucrează pe acest canal, s-au tăiat toți boscheții, s-a decolmatat, deja se toarnă și beton. Deci se lucrează într-un rând, chiar am rămas surprins, am văzut lucrându-se și duminica, că noi fiind agricultori ne mai ducem și duminica pe câmp. Întrebarea mea este și o să vă spun și de ce. Vreau să dacă știți, dacă nu e nicio problemă, mă documentez și o să aflu când va fi apă pe canal, pentru că noi anul trecut am vrut, sau acum 2 ani, am vrut să, pe măsura 4-3, am vrut să accesăm un fond. Dar nu aveam apă pe canal și am zis, nu avem apă, dar acum sunt toate speranțele că va fi apă pe acest canal. Deci, domnul Anghel, eu am discutat cu constructorii și au asumat ca până pe 28 noiembrie anul acesta să finalizeze cele 4 agregate de la Vlad Țepeș și agregate noi. Deja 2 dintre ele sunt montate și 28 de kilometri de canal să fie impermeabilizat până pe 28 noiembrie. Eu vă promit că pe 15 aprilie 2020 aveți apă pe canal. Da, deci pe măsura 4-3, unde ar fi o stație pe care noi să ne aducem apă, însă eu avem o problemă specifică. La Independența, toate terenurile, ca și la Vlad Țepeș, de fapt, ca și la Vâlcele, da, ca și la Cuza Vodă, avem prin canale deschise. Ce se întâmplă cu noi? Cum reușim să facem acum pe infrastructura pe solele respective, pentru că pe canalele secundare nu mai este nicio dală, știți și dumneavoastră că a fost mania aceasta, a se luat și toată lumea, a închis ochii când s-a luat dalele. Inclusiv noi. Angel, canalele secundare le aveți noastră în proprietate ca organizație? Da, noi avem canale secundare, da, în proprietate. Noi avem acolo, noi suntem vreo 3 organizații ca aparțin și de Vâlcelele și încă una pe Grădiștea. Toată infrastructura care este infrastructură secundară și este în proprietatea organizațiilor de udători se poate depune proiect pe măsura 4-3 pe Programul Național de Dezvoltare Rurală. Da. Am înțeles. Mulțumesc. Deci eu, în momentul de față, ați văzut, este o investiție destul de mare, de 60 de milioane la Vlad Țepeș. Este o stație care are 8,7 metri cub pe secundă față de alu domnul de la Mehedința, alu domnul Stroescu, care are 5,7, și dumneavoastră puteți să-i confirmați domnului Stroescu că cu suma de 60 de milioane este o stație mult mai mare și canale mult mai mari decât sunt la Mehedin, și cu suma aceasta că deja lucrările sunt demarate în proporție de 40%, până în noiembrie punem proces verbal de recepție pentru ca la anul să aveți apă pe Vlad Țepeș. Da, mulțumesc. Bun. Mai aveți, ziceți. Ar fi foarte bine cu 50 de milioane de lei să reabiliteze stația de pompare. E foarte bine, Doamne ferește. Dar să nu, să înceapă investiția și pe aceea ne trezim că nu mai sunt bani și n-am făcut nicio. E foarte bine. Rugămintea mea, dacă... Ce aș mai vrea să precizez? Că dumneavoastră veniți, dacă veniți în Mehedinț, haideți să veniți și pe teren, să mergem și pe canale secundare, să vedeți care e situația acolo și haideți să veniți pe teren. Noi vrem, ne dorim să avem irigații. Ca fiecare, v-am spus, eu în 2014 am dat 200.000 de euro pe 2 tambuși și 2 motopompe. Care domnul Stroescu, mergea. Dacă aveam un singur proiect, amenajarea dumneavoastră de la Pristol era în funcțiune, cum a depus pe Vlad Țepeș,
OAI Vâlcelet, deja pe măsura 125-2007-2013 sau pe măsura 43 care a fost sesiune și în 2015, a fost în 2018 și acum în 2019, este a treia sesiune, un proiect dacă aveam depus, amenajarea dumneavoastră era ca Vlad Țepeș, la anul era realizată. Deci dacă... Fiindcă nici eu n-am putut să dau drumul la o investiție dacă eu nu aveam o organizație sau organizația nu avea un interes să depună un proiect pe măsura 4-3. Dar nici investiția aceasta nu trebuie să facă pentru organizație. Haideți să facem toate organizațiile, dacă sunt asociații, să le transformăm. Dar haideți veniți acolo. A fost echipă de la Ministerul Agriculturii și în 2017, în 2017 pe teren. Asta am spus-o de atunci. Haideți să facem ceva cu aceste asociații. Eu nu o să semnez niciodată un protocol de a prelua stația de repompare, infrastructura secundară și așa mai departe, dacă nu mai există nimic. Haideți să discutăm acolo la fața locului și eu garantez că cele 4-5, nu pot să le fac eu pe toate, să mă implic pentru toate, că vă spuneam, sunt sute de fermieri. Poate alții vor, alții nu vor. Ar trebui mai degrabă autoritățile să implice, să-i cheme pe fermieri, să le, care sunt beneficiile. Și până la urmă, haideți, eu mai spuneam o dată, haideți că binele se face și cu forța, haideți, dacă tot să investești atâți bani de la bugetul de stat, investim și noi și toți fermierii ar trebui să irige ca, pentru fiecare îi vine o plus valoare, creează, nu mai pierde, câștigă. Chiar dacă e un an secetos, într-adevăr, costurile cresc, dar cel puțin nu mai pierzi investiția. Așa, da, e, așa văd eu din punctul meu de vedere. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și întotdeauna la mine s-a găsit comunicare. Și vă spun, îmi pare rău că acea stație de la Pristol e singura din țară în care nu a intrat în reabilitare. Va intra în septembrie, dar putea să intre de anul trecut să fim avansați cu lucrările. Eu vă promit, când dumneavoastră sunteți hotărât, o să vorbesc și cu directoarea de la mine, de la Mehedin, să facă o înștiințare pe unitățile administrativ-teritoriale în raza în care se află aceste stații de punere sub presiune, să chemăm fermierii, ne întâlnim și să le explic că această amenajare va intra în reabilitare și dânsii trebuie să se asocieze, să poată să facă investiții pe infrastructură secundare unde sunt banii europeni. Sigur, de acord. Deci, eu voi fi acolo legătură. Când sunteți dumneavoastră disponibili, când aveți, bineînțeles că nu puteți să, pentru Mehedinți, noi suntem acolo, vă așteptăm. Eu sunt de acord să facem o organizare și chiar aș vrea ca această întâlnire și rog pe domnul Ovidiu, dacă are o echipă de la AgroTV, să meargă să ne însoțească în discuția care o să o avem cu fermierii acolo. Cu mare drag. Nu e nicio problemă. Bun, dacă vă puneți de acord asupra datei și ne anunțați și pe noi din vreme, venim alături de dumneavoastră și de fermieri. Sigur. Vreau să veniți și dumneavoastră, să știe toată lumea, să încheiem un proces verbal în care noi ca agenție ne asumăm partea de infrastructură principală ca pentru la anul, în luna mai, să fie gata funcțională să dăm apă și organizațiile să-și asume partea de infrastructură secundară prin proiecte pe fonduri europene să depună și să-și reabiliteze infrastructura secundară. Aveți o dată anume? Vă stabilesc eu acum data? Stabiliți-o cu mare drag. Programul domnului Bun. Director. Domnul director, da? Uitați-mă, uit acum pe un calendar. 1 e liber, 2 liber, mai. Pe 3 mai, vreți să ne vedem la Mehedinți, la Turnul Severin? Da, mă ocup, o să vorbesc cu doamna director, să ia legătura cu domnul Sturescu, cu primarii. Să ne spuneți dacă rămâne data de 3 mai să ne programăm echipă să venim acolo. Eu nu am nicio problemă. Bun, dacă nici fermierii n-au... Până veniți, pentru noi nu e o problemă, până veniți, haideți să vedem ce facem cu fostele asociații. Păi asta facem, venim și cu oficiul de reglementare, o să vorbesc cu domnul ministru să-mi dea o echipă, stabilim, încheiem proces verbal de recepție de colaborare între ANIF și fermieri și pașii care avem de urmat îi trecem în acel proces verbal și fiecare trebuie să ne facem treaba pe segmentul lui. Și eu vă garantez tot sprijinul meu pentru a reface sistemul de irigații izvoare Cușmir. Bun, eu o să iau legătura mâine cu doamna director de la mine, cu primarii din raza unității administrative, să ne dea contactele de la fermieri, îi strângem și ne vedem pe 3 mai acolo. Bun, gata. Mulțumim. S-a rezolvat. Mulțumim. Sărbători cu bine, domnul director general. La fel la toată lumea. Să ne auzim cu bine după sărbători.
Bun. Da, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Mulțumesc tare mult. Vă salut. Seara bună, numai bine. Cum e, domnul Anghel? Păi e bine. Mergeți cu noi pe 3 mai la domnul Stroiescu acolo? Merg domnul Stroiescu. Luăm și pe domnul Popa? Păi da, să fim mai mulți. Mergem cu, noi sunt, să fim cu martori, cum se păi spune. Exact. Martori, da. Dacă e o întâlnire așa importantă, nu, acum fără niciun fel de ironie sau spirit de glumă, cred că da? Mi s-a părut deschis pentru dialog domnul Barbu. Că, și că să lucrez, eu m-am surprins. Vreau să vă mai spun un lucru, tot aici la masa asta, în urmă cu o lună și ceva, am avut fermier din Giurgiu, respectiv domnul Pețanca, l-am abordat pe același subiect pe domnul Barbu vis-a-vis de irigații, au stabilit aici la masă, de față cu telespectatorii, o dată și o oră. Și la data respectivă și la ora respectivă, domnul Florin Barbu a fost prezent acolo la Giurgiu și a stat de vorbă cu fermierii, au discutat, au dialogat, jos pălăria pentru genul ăsta de atitudine. Și n-am deranjat pe nimeni, am lansat această întâlnire. Dar nu-i vorba, dar noi cred că e vorba aici. Avem nevoie de azi să clarificăm treburile în Mehedinți în ceea ce privește asociațiile. E o situație specială acolo. Care trebuie transformate în organizații. Corect, e foarte adevărat. Deci e foarte important. Erau de mult, vă spunem. Bun, Doamne ajută, ați văzut. Nu vă puseseți de acord cu data, am intervenit. Săptămâna asta, patimilor, s-a rezolvat 3 mai, mi se pare așa, într-o zi de vineri, sper să fie în regulă pentru toată lumea, dar oricum îi ținem la curent și pe telespectatorii noștri vis-a-vis de ce se întâmplă pe drumul ăsta al irigațiilor, ce se întâmplă cu sistemele de irigații, pentru că e un subiect sensibil și important. Dar să, cum spuneam, să nu uităm și pe fermierii acolo unde nu pot să irige când este un an secetos. Și acolo au nevoie de un sprijin. Pentru Bun. Că pentru cei care nu pot să irige, am văzut că AFIRU, da, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, a publicat pe pagina oficială în ghidul solicitantului sub măsura 17/1, prime de asigurare a culturilor, a animalelor și plantelor, da? Da. Beneficiarii acestei sumă sunt fermieri activi, mă rog, o serie întreagă de condiții aici pe care trebuie să le parcurgă fermierul. Știți de ea, ați da, știm consultat de ea și mai trebuie precizat pentru că e un vână de uideuri, un vână de număr. Deci cei care sunt mai micuți, fermierii mai micuți, până la 75% primesc subvenționată prima de asigurare, iar fermierii mai mari primesc 55%. Ce apare nou aici și așa? Pentru că în riscurile pe care de asigurare intervine și seceta. E vorba de pentru culturi. Ele trebuie depuse până în noiembrie sau trebuie cât mai repede să ne grăbim. Însă avem o problemă aici neclară pentru mine, neclară, puțin cam ambiguă, e vorba cu această franciză de 20%. De 20%. Ia până acum franciza ce se întâmplă, eu sunt unul dintre cei care mă asigur de 27 de ani, franciza era 10%. Mi se pare că la franciză s-a dublat. Nu mai puțin adevărat, discutam aici în pauză și cu domnul Stroiescu și domnul să avea dreptate pe un lucru, pentru că sunt zone la 15 km între două localități, într-una plouă, într-una nu plouă. Și e foarte acolo. Plus de asta se iau producțiile de mijloc, nu cele mai mici și nici cele mai mari, și se ia producția pe 3 ani. Într-adevăr, o metodă de calcul și trebuie să respecti toate acestea. Ca să poți să devii eligibil, trebuie să respecti aceste condiții. Ceea ce mi s-a părut mie, mi s-a părut și că nu este la locul, este vorba de această franciză de 20%, care mai departe spune că poate fi răscumpărată fără a fi eligibilă din ceea ce îți plătește. Și eu asigur culturile în fiecare an. La noi era 15% franciza. N-ar fi o problemă că e și 20%. Atunci când e secetă, te duci și la 100% calamitate. Problema e, sau din punctul meu de vedere, o problemă care a spus-o și dumneavoastră mai devreme, să faci o medie în ultimii 3 ani a producției, din punctul meu de vedere, e o aberație. Pentru că în sectorul vegetal nu e ca așa cum este în sectorul pomicol, viticol și așa mai departe. Unde te asiguri, dar vine primăvara, doar cureți via, o sap din nou și dai drumul mai departe. Aștepți producția. În sectorul vegetal, noi nu semănăm anul acesta și recoltăm porumb, floarea soarelui, grâu și așa mai departe 5 ani de zile.
Noi pregătim terenul la fiecare început de an agricol. Trebuie arat, trebuie discuit, trebuie semănat, îngrășăminte complexe și așa mai departe. În fiecare an faci lucrul ăsta. Adică nu poți să vii să-mi spui mie facem o producție medie și îți dau atât. Păi dacă, haideți să luăm toată investiția mea, toată cheltuiala mea care am avut-o pentru cultură și atunci discutăm. Pentru că înființez cultura în fiecare an. Nu o înființez acum și recoltez 3 ani sau 4 ani. Și mai e ceva. Să știți că firmele de asigurare au două moduri de asigura. La producție sau la cheltuiere. Întrebarea este ce se întâmplă și eu mai vreau, știți, prima condiție, deci e pusă nu acolo că seceta. Vedem câte firme de asigurare, își asumă și acest risc de asigurare secetă. Vor veni firme de cred că toate vor fi interesate, mai ales că există și acest ajutor de stat, dar acum aceste firme. A existat și în anii trecuți o firmă din Austria care venea, da, îți asigur și seceta, dar cel mai apropiat punct ANM era Drobeta Turnul Severin, la 60 de kilometri de unde lucrez eu teren. Și Severin, în anul 2015, am avut 70 de litri de apă în 2 săptămâni. Eu n-am avut niciun strop și am avut calamitate 90 și 100% suprafețe. Adică nu poți, haideți, în 2015, haideți prima dată să stabilească comisii formate și de la ANAF și de la AFIR cu experți care știu ce înseamnă o cultură calamitată. Și atunci se stabilește procesul verbal, s-a stabilit gradul, primește omul bani înapoi. Mai e o problemă. Corect. Am mai descoperit ceva în măsura asta. Se asigură, deci se dă pe întreaga cultură, suprafață. Am 500 de hectare de grâu. Până acum se dădea pe sole. Dacă era sola asta afectată, pe asta îți plătea. Nu, acum se face. Păi vă dați seama, s-ar putea să am o ploaie torențială sau știți că piatra cade numai așa pe alocuri și da. Nu cade pe fâșii, da. Nu cade pe toată suprafața. Atunci tu, ca și fermier, ești dezavantajat. Deci am descoperit-o, aducându-vă tot vorbind domnul Stroiescu, am descoperit și lucrul acesta, uitându-mă în ele, că măi, ce să fac? Păi știu că zice pe toată cultura. Păi eu știu că eram numai pe sole. Am și luptat cu firmele de asigurare să fie numai pe sole. Pentru că ce se întâmplă? Ai terenul pe 20 de kilometri, bate piatra lângă sat și sus la câmp nu bate piatra absolut deloc. Și atunci tu, ca și fermier, firma nu te mai despăgubește. În modul cum este făcut contractul cu firma de asigurare, pe această sumăsură, deci, pe care se dă bani AFIR. La dumneavoastră, domnul Popa, e nevoie de această sumăsură sau nu sunteți? E nevoie în toată țara. Vă interesează să accesați? Normal că ne interesează. Păi toți fermierii interesează. Care spune că nu ar interesa, înseamnă că ar vorbi. Dar vi se pare procedura asta nevoioasă? Nu știu dacă anevoioasă. E posibil să... Cred că ar trebui să vină cineva mai ales care că a venit electoral și e posibil... cu acest proiect să explice aici la dumneavoastră la emisiune într-o seară și chiar vă rugăm să invitați pe cineva care ar putea să dea... Nu știu dacă mai avem acum suficient timp detalii și să sunăm pe ceea ce privește director această... general de la AFIR, pe domnul Adrian Chieznoiu. Haideți să vedem dacă mai sunt 4 minute. Facem lucrul ăsta după ora 9, pentru că o să avem mai mult timp să dezbatem și să ne aducă anumite lămuriri pe ca și idee e foarte bună. Inițiativa e foarte bună, e de lăudat. Da, e inițiativa Ministerului Agriculturii, e foarte bună. De ce să nu și lăudăm? Da? Dar trebuie să fim corecți în primul dar rând. Dar trebuie să fim corecți. Să înclinăm talerul într-o direcție sau alta. Măsura asta a fost luată pentru că în ultimii ani a scăzut dramatic culturile asigurate. Dar în Germania, dumneavoastră ați fost în Germania, veniți din Germania, aveți acolo rude, cunoștințe. Cum se întâmplă în cazul asigurărilor pentru anumite calamități? Că la noi seceta nu,
Sunt multe lucruri care sunt, nu sunt asigurate. Sunt înțeles că vin firmele astea, dovada, cele mai multe dovada, vin din vest, de acolo, din zonele alea. Dovada, bineînțeles, cheltuielor, în primul rând, care le-a făcut pe solele respective, pe suprafața care o cultivă, care a fost afectată, și bineînțeles că va fi despăgubit, pe de o parte, și de societățile de asigurări, dar și statul intervine atunci când calamitățile depășesc, până la urmă, și nici în Germania nu se asigură totul. Mm-hmm. Dar intervine statul și nu lasă fermierul ca așa cum se întâmplă în România și vedem de ce își vând. Se întreabă de ce ajunge pământul pe mâna străinilor. Păi vin și cumpără ferma cu tot. Că ai prins un an secetos acum, anul care vine mai puțin secetos ai făcut ceva și vedem care sunt prețul la inputuri, la sămânță, la motorină, la utilaje, că mai scumpe ca în vest. Și atunci te întreb de ce. Dispar fermieri români și apar numai străini. Deci, într-adevăr, așa este. Deci, dacă vrei să faci o despăgubire justă, așa trebuie făcută la cheltuielile pe care le efectuezi. Sunt, pentru că suntem zone și zone. În anumite zone cheltuielile sunt mai mici, în altele sunt mult mai mari. Și atunci așa trebuie să faci. Se feresc de lucrul de asta și firmele de asigurări de a fac, pentru că vă spun un lucru, să n-ajungi, eu mă asigur să nu se întâmple, că dacă ajungi la mâna asigurării, câte tergiversări, câte lucruri, câte tertipuri, câte interpretări, că știți, unii fac asigurări, alții fac despăgubiri. Ați fost pus în situația asta să fiți despăgubit? Ați da, am fost, confruntat cu am confruntat. Dacă o firmă anume? Dacă la o animale asigurările merg perfect, la vaci merg perfect, nu e nicio problemă, le-ai asigurat la 70 de milioane, îți dă 70 de milioane. E, în moment, la culturile vegetale, unde sunt și valori mai mari, vă dați seama, dacă ți se întâmplă pe, și te-a bătut piatra pe 300 de... Și e discutabil acolo. Și acolo este de interpretare. Totul este de interpretare. Interpret, știi, nu e așa. Eu am pățit-o cu niște ori, dintr-o ploaie torențială, mi-a culcat urs. Și vine și spune cel care se ocupa de asigur, de despăgubire, a, nu, că ăsta o să se ridice. Zic, n-am văzut, de când sunt eu n-am văzut. A, se ridică. Și am semnat că se ridică 50% și el a mai căzut. Când s-a îngreunat, a căzut tot acolo. A, păi ce? Și el când a venit la mine, ne-am uitat la sola de orz. A, că a venit la recoltare, l-am invitat la recoltare. A, zice, păi da, n-a semnat dumneavoastră? Și cu asta a închis gura. Și atunci m-am învățat eu minte. Eu am pățit-o grav, nu dau numele în emisiune acum, dar eu am semnat, deci a venit să stabilească gradul de calamitate. Se grăbea. Într-adevăr, a fost grindină și în județul Mehedin și în Dulț. Da, sunt foarte multe de așa. Așa. Și a venit, semnați-ne și nouă ordinul de deplasare pe portbagajul mașinii, ordinul de, și a treia de jos, eu nervos, adică am venit și cu combina și ca cu... Ca primarul a și cu, da. Exact, și cu combina și cu remorca, pentru că trebuia să luăm exact, fiecare să solă, da. Să cântărești și așa mai departe. Mâine o să vin. Da, semnați. A băgat târtiuțele frumos, a plecat, luni mă sună de la Craiova, de la regională, domnul Strescu, n-ați avut calamitate decât 5%. Păi, cum s-a stabilit asta? Că eu am fost da. Combina în câmp cu asta și n-a stat reprezentantul acolo. A spus că vinem cum ar fost mâine, dar n-a mai venit deloc. Și dumneavoastră, păi da, aveți procesul verbal de stabilirea calamității. Dom'le, n-am semnat nimic așa ceva. Într-adevăr, sub ălea a fost și a treia hârtiuță care le-a completat el. Știți care a fost? Și-a recuperat în 2017 o parte din... Că s-a făcut dovada până la urmă, că el de fapt a stat nici o jumătate de oră, având GPS pe mașină, da. Conducerea de la București și din alt județ de aici, din țară, unde sunt au ei centrala, au văzut lucrul ăsta, adică da. Eu n-am mințit, v-am spus că n-a stat ca să stabilești la 150 de hectare de rapiță, în gradul de calamitate, într-o jumătate de oră nu se poate. Am înțeles. Și atunci, în felul ăsta, ne-am înțeles până la urmă și după 2 ani de zile... Bun, haideți să luăm câteva minute de publicitate. După pauză o să încercăm să luăm legătura cu domnul director general al AFIR, Adrian Chesnoiu, și să ne aducă mai multe lămuriri vis-a-vis de această sumăsură 17.1 și să vedem ce trebuie importantă să facă... emisiunea dumneavoastră, că stabilim niște lucruri care ar fi trebuit să vină din partea autorităților. Să, e bine să și așa, clar. Dacă reușim să facem noi vă mulțumim în felul ăsta. Bine, pauză și ne reîntoarcem la agricultura la rapă.